Trecerea din anul 2012 spre 2013 nu i-a scutit pe medicii suceveni de probleme. Accidentele, bătăile sau tentativele de suicid i-au pus la treabă pe cei care au avut ghinionul să fie de serviciu în timp ce alții petreceau. Nu au lipsit nici scandalurile provocate pe fondul consumului excesiv de alcool din aceste zile. La Spitalul Județean, timp de 3 zile, 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie, s-au prezentat 564 de pacienți. Pe holul unității de primire a urgențelor a fost agitație mare. Victimele soseau rând pe rând, fiecare cu o altă afecțiune, de la accidente rutiere până la agresiuni. Două tineri au fost învăluite de aburii eșecului în dragoste și au încercat să-și încheie socoterile cu viața, iar un alt tânăr s-a jucat cu focul și o petardă i-a explodat în față. În zilele de 31 decembrie 2012, 1 și 2 2013, la unitatea de primire a urgențelor s-a prezentat un număr de 564 de pacienți, din care doar 129 au necesitat internarea. Am avut parte de o categorie sau de cazuistică destul de variată. Am avut și un traumatism ocular produs prin explozia unei petarde. Din păcate, este posibil să fie afectat definitiv ochiul respectiv. Am avut parte de agresiuni, am avut și accident rutier în ziua de întâi. Am avut și două persoane de sex feminin, două persoane tinere intoxicate cu medicamente din dragoste, ca să spun așa, deci pe fondul unor conflicte emoționale. De asemenea, am avut agresiunile nelipsite, din fericire, fără a fi cazuri deosebit de grave care să pună viața în pericol.